Da, într-adevăr, stă în grădină. Nu știu, l-am prins și eu, ținem în captivitate. În captivitate? Oh, mai Stai. Oh, shit, uitați-vă, se ascunde după copacul ăsta. Doamne, Chucky, ieși, vină la mine, Chucky. Stai, Chucky, totul e bine, am vorbit cu ei și... Nu-mi pasă că ai vorbit cu ei, vor fi pedepsiți. Ha, 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 pe cine cauți? Unde sunt toți? I-am răpit pe tot ce sunt la mine. Chucky, nu trebuie... Salutare prieteni cu voi iarăși Motan Si și astăzi de nou o să jucăm în jocul Talking Tom and Friends prieteni și interesant ce s va întâmpla de data aceasta în jocul acesta deoarece de fiecare dată când intrăm se întâmplă foarte multe lucruri horror în acest joc prieteni. Haide să, deci ce vor ei să mănânce prieteni, haideți toți la masă mergem, deci... Toți cine, voi, cine vrea să mai mănânce, mergem toți la masă Ok, oh my god, uitați-vă cât s-au adunat la această masă. Ok, haide. Nice. Ok. Oh my god, ce frigărui. Gata, ați plecat, următorii. Ok. Nice, nice. Haide. Gata. Oh my god, câte burgeri vrea să mănânce. Gata. A rămas doar micuțul Ginger și cu Hank. Micuți. Păi Doamne, ajunge pe să mănânci atâta Ok, haideți să ne mai uităm Ce-ți poate de făcut Pe toți îi punem să face, sai Tu vrei să te dai cu uh, skate-ul? Ok Ok, prieten, haideți să mergem în continuare Tu vrei la uh, Un pic să faci mâncare Haide, tu Ce, vrei să faci ceva? Ok Nice, uitați-vă ce e cu sucul ăsta Ok. Hank, Hank, cât poate să stai la masă aceasta, bă, Hank a nebunit cu totul. Tu unde stai, unde, unde stai asta nostru să te dai pe el? Nu, a, stați, stați un piculeț, toți merg. Ok, haide tu, beca la toaletă. Deci tu trebuie de făcut cură, curățenie, bă, în casă. Ok. Mă, hai să vorbim. Stai, ce ai spus, Tom? Mă, hai să vorbim. Ok, mergem, prieten, să vorbim cu Tom. Ok. Mă, Tony, avem o știre foarte tare. Ce s-a întâmplat, Tom? M-am prins pe păpușa Chiachi. Stai, ce păpușă? Păpușa Chiachi. Stai, Dica, cum l-ați prins? El se plimba la noi în joc și Beca a spus că trebuie să-l prindem. Stai, Beca, ce-a făcut? Bă, cea că e o păpușă foarte nebună. Vă poate omorui pe toți. Nu știu, l-am prins și o ținem în captivitate. În captivitate? Oh my god, bă, voi sunteți proști, cum îl țineți în captivitate? Mutane ce ai? Păi nu vreau ca voi să fiți omorâți de Chucky Mutane totul va fi bine, e doar o păpușă! Ok, și unde e acum Chucky? Să ținem în grădină Ok, plec să mă uit, prieteni, plecăm să ne uităm ce s-a întâmplat cu Chucky, ce, de ce Chucky stă în grădină Ok, Chucky, prieteni, este în grădină, plecăm să ne uităm, doamne, nu mai nu spune, da, într-adevăr, stă în grădină Ajutor. What ce-ați făcut cu Chucky, doamne? Ajutor. Să uitați în captivitate, ți nu ceache, bă! E un nebunit cu totul, doamne! Îl țin, uitați în captivitate pe ceache, doamne, ce au nebunit, băi, cu totul un nebunit, nebunit. haide să mergem să vorbim cu Tom, să-l ajutăm pe ceache, doamne, haide să vorbim cu Tom. Tom, sunteți nebuni, trebuie chiar acum să-l eliberăm pe ceache. Nu, mă, Tania, lasă-l să fie în grădină. Tom, el cere ajutor, mi-este milă de el. Mă tână, este un ucigaș. Ok, doar că nimic rău nu ți-a făcut. Bine, mătane. Hai să-l pe el. Stai, doar că e o mică problemă. Ce problemă? Deci cheile nu sunt la mine, ci la Beca. Bine, merg să vorbesc cu Beca. Salut, Beca, unde sunt cheile? Ce chei, Motane? Cheile de la chestia aia unde îl țineți pe Chucky. Ah, Chucky, deci Motane, nu te pot ajuta. Adică nu mă poți ajuta. Deci eu am pierdut cheile. Adică, Beca, sunteți proști acum ce să facem? Poate să o eliberăm foarte ușor. Cum? Trebuie doar să dai click pe Chucky și va fi imediat eliberat. Ok, doamne, prieteni, mergem să l eliberăm chiar acum pe uh, cea, Haideți să le eliberăm. Ok, plecăm să l eliberăm, prieteni. Stai, ce? Chucky nu mai este în grădină. Doamne, unde este Chucky? Stai. Oh, shit, uitați-vă, se ascunde după copacul ăsta. Doamne, Chucky, ieși, Vino la mine, Chucky. Da, uitați-vă, prieten, stea și... Stea ascuns. Doamne, asta... Vă imaginați, prieteni? Se ascuns după copac și se uite direct la mine. Chucky, ieși, hai să vorbim. Doamne, s-a ascuns după copac pentru prima dată. Văd așa chestii este prieteni în jocul ăsta. Chucky este în Talking Tom oh, What the fuck a apărut în fața mea? Sunt înfuriat pe cești moștri Stai Chucky, totul e bine Am vorbit cu ei și Nu-mi pasă că ai vorbit cu ei, vor fi pedepsiți Măi, nu spune că vrei să-i omori Nu, pur și simplu vor fi răpiți și ținuți în captivitate Chucky, nu trebuie Deoarece ei s-au speriat de tine de aia și ai fost ținut în captivitate Nu mă minți, ei vor fi pedepsiți Chucky, te rog frumos, nu trebuie What the fuck, a dispărut, prieteni, mergem să vorbim cu Beca imediat acum. Deci, Beca, trebuie imediat să fugiți din acest joc. Ce s-a întâmplat, Motani? Deci, s-a eliberat și vrea să vă pedepsească pe toți. <laughs> ce e prost? Adică, de ce e prost? E doar o păpușă, Motani, nu-i frică de el. Gândiți-vă bine, deoarece este prea periculoasă această păpușă. Bine, Motani. Da, prieteni, ei pur și simplu nu nu-i fac grijă deloc, prieteni, că Chucky pot să vină să-i omoară. Ok, deci aceștia au făcut curățenie, plecăm aici, doamne, uitați-vă aici ce trebuie să facem, stai, vreți să faceți duș? Numai nu spuneți că toți vreți să faceți duș, doamne, ați nebunit cu totul. Ok, haideți în grădină un pic să strângem roadele noastre, prieteni. Ok, haide. Da, prieteni, deloc nu m-am așteptat că o să vin în jocul ăsta Ceache, uitați-vă, a venit Ceache a făcut toate chestiile acestea. Și până acum, stai, Așa, haideți să... A, aici. Ok. Și se întâmplă așa chestii foarte ciudate. Nu m-am așteptat, prieteni, deloc. O să vină ceache în jocul ăsta, s-a ascuns după copac. Beca este înfuriată. Doamne, toți sunt înervați. Ce se întâmplă? Deci, cred că mergem să ne... O, pic să ne calmăm, prieteni. Mergem la magazin, poate câștigăm ceva, sticker-uri și chestii de ele. Ok, plecăm toți la magazin. Ok, haideți să mergem de aici am fost. Poate găsim și ceva împotriva lui Chucky, că să nu, e, nu, ne omoare pe toți a mei, pe prietenașii mei, prieteni. Ok, haideți să deschidem diferite. Nu uitați vă nimic împotriva lui Chucky, nu găsim. Doamne, poate găsim ceva interesant. Nu, mâncare și gata. Haideți să deschidem chestiile acestea ale noastre. Stai, găsim ceva, doar duplicate. Ok, haideți să mai deschidem stickeruri. Ok, nu, nimic, prieten, doar, doar duplicate și gata. Ok, ce... O, oh, vrei și tu? Doar că nu mai ai loc. Ok, deci... Eu cred că, prieteni, mergem acum să uh, la o poveste scurtă horror. Cred că deja toți sunt gata pentru această poveste. Ok, haide să mergem. Deci sunteți gata, deci eu am găsit deja pe internet prietenul o poveste super tare horror. Sper să vă placă la toți această poveste. Deci, haide. <coughs> Începem. Era o seară ploioasă de toamnă și mă pregăteam să mă culc. M-am spălat pe dinți, mi-am aranjat cât de cât patul și m-am pus în el. Știu că în mintea mea se crea o stare de confuzie ușoară ca și cum aș fi avut furnicături, dar eram sigur că eram cât se poate de treaz. Probabil mâncasem prea mult înainte de somprete. În orice caz, ceasul era 2.59 dimineața și dulapul meu a început să se clate neușor. Inițial credeam că este vorba de un cutremur, dar celelalte lucruri din cameră nici nu se clinteau. Trec câteva secunde, trec mai multe, se face ora 3 dimineața. Dulapul se agita din ce în ce mai tare, ca și cum ceva voia să scape din el. Din emoții simțeam că aveam arsuri în inimă și nu mai aveam mult până la, până să leșin. M-am trezit, eram agitat și mă uit în jurul meu, ce ușurat am fost dar calmul nu a durat decât până când dulapul a început să se agite de nou arunc un ochi pe ceas era ora 259, doamne, o poveste super tare prieteni, deci cred că este o poveste de groază, deci haideți ce facem cu prietenii noștri să aruncăm ceva băloane să ne calmăm prieteni, sper că cea să nu mai vină deci aruncă în beca, ok în beca aruncați, toți aruncați în beca Doamne, beca, aruncă-i Tom. Tom, în beca! Doamne, Tom, în beca ți-am spus să aruncă. În beca? Tu trebuie să faci duș, bă, nebunule. Deci, oh, ha, ha, Angel, ai pierdut. Deci, haide să ne mai jucăm cei cu chestia aia. Deci, sari, sari. Sari, Tom. Oh, ok. Săriți. Săriți. Bă, săriți. Deci, uitați-vă. Săriți! Oh my god. Deci, sari! Deci, a rămas Hank și Beca. Hank și Beca cineva... Oh! Practic, Beca a pierdut. Săriți! Săriți! Oh my god! Săriți! Ok. Oh, Beca și Căianca au câștigat, doamne, nice, prieteni. Deci eu cred că acum plecăm să ne e, uităm dacă Chucky nu a mai apărut, prieteni, în jocul ăsta. Eu sper la aia că nu a mai apărut și uh, noștri vor rămâne în viață, prieteni. Sai, sai ce se întâmplă. Uitați-vă, prieteni. Oh my god, uitați-vă. Nimeni nu este. What the fuck? Unde sunt toți? Unde sunt toți? Oh my gosh! prieten nimeni nu e! What the f... A oh! apărut Oh my god, ce vrea Chucky, doamne? ha <laughs> Pe cine cauți? Unde sunt toți? I-am răpit pe tot ce sunt la mine! Chucky, nu trebuie... Vor fi pedepsiți, apoi eliberați! ha 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 nebunit cu totul? Ești bun? ha 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 din jocul ăsta! What the fuck, -oh, prieteni, voi ați văzut? Ce a răpit pe toți monștri, nici un monstru nu este în jocul ăsta. What the fuck? Ce se întâmplă, doamne? Oh my god, eu sper, prieteni, că după aia va apărea monștrii ăștia din nou în jocul ăsta. Mâinii vor fi toți și o să vorbim cu ei. Dacă vă plăcut acest episod, prieteni, și doriți partea a doua cu Chucky, chiar acum rupeți butonul de like, 5000 de like-uri, partea a doua, abonați-vă și distribuiți acest video la toți prietenii. Papa pa, la toți!